Ideea fondării vinării Gogu a venit dintr-o pasiune, încă prin anii 2004. În 2007 am realizat această idee. Am început în condiții artizanale, în condiții casnice, să producem vin. Am moștenit câteva hectare de viță de vie de la părinți, care ulterior au fost defrișate. Primele vii noi au fost plantate în 2014 și în continuare plantăm practic în fiecare an câte ceva parcele de vii noi cu soiuri autohtone preponderent. Calitatea vinului totuși se naște în vie și dacă ai calitate în struguri, atunci ai calitate și în vin. Preponderent punem accent acum pe soiuri autohtone, precum este fetească albă, fetească regală, fetească neagră, dar avem și soiuri internaționale, desigur, soiuri franceze, precum este Chardonnay, Sauvignon Blanc, Cabernet Sauvignon, mai avem și soiuri georgiene, cum este Saperavi. La ziua de astăzi, mai mult de jumătate de producție pleacă pe piața locală, dar cealaltă jumătate pleacă la export. Exportăm în peste 10 țări din întreaga lume. Preponderent țările Europei, dar exportăm și în Canada, și în Japonia, Marea Britanie, Statele Unite. Deci este o afacere care necesită foarte, foarte multă răbdare, foarte, foarte multă pasiune, foarte, foarte mult suflet. Eu permanent încurajez tinerii și nu doar tinerii să rămână acasă, să dezvolte, să încerce, să-și valorifice pasiunile și să se ocupe cu ceea ce le place, pentru că și acasă se poate de făcut afacere.